Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Discutăm despre felul în care Ion Lungu a decriptat rezultatul alegerilor din 9 iunie și ceea ce actualul primar al Sucevei crede că se va întâmpla din toamnă. Sigur că declarațiile sale făcute dimineață au fost urmate de valuri de reacție, unele mai calme, altele mai agresive, și o să le discutăm și pe acelea. 9 iunie, ziua alegerilor, ziua în care viceprimarul Lucian Harșovski ar trebui să fie făcut răspunzător pentru faptul că a pierdut municipiul Suceava și tot din cauza lui, sau înfrângerea lui, a determinat și înfrângerea lui Gheorghe Flutur la președinția Consiliului Județean. Bun. Acum, în primul și în primul rând, eu am crezut că o să treacă această campanie și va fi mai viață liniște. Viață și după campanie electorală. Nu, deci încrapă capul. Dacă n-am avut timp să mă bărberești, știi că eu întotdeauna vin aici bărberit. A, e. Dar n-am avut timp. Sunt mai multe probleme aici de discutat. Una dintre ele ar fi aceea că Ion Lungu are dreptate. Are dreptate când spune că, domnule, da, dacă ar fi candidat el, ar fi pierdut el alegerile și oale trebuiau sparte în capul lui toate. A candidat Lucian Harșovski și a pierdut alegerile. Lucian Harșovski este vinovat, cine să fie. Dar chestiunea că domnul Flutur a pierdut din cauza lui Lucian Harșovski e prea mult. Adică și cu voturile, să presupunem că Ion Lungu ar fi luat mai multe voturi, el a spus că de-a lungul carierei sale... I-a dat între 10 și 20 de mii de voturi lui Gheorghe Da, Flutur. Dar nu le dădea așa cu... Și nu, anul... s-au transferat de la primar către... Dar nu, dar nu lua Ion Lungu ca în alți ani atâtea voturi, da? O parte, evident, s-ar fi transferat, dar cât e diferența între Gheorghe Șoldan și cu... E cea mai... Gheorghe Șoldan are cea mai multe voturi din țară. 8.000 și ceva de voturi are peste Gheorghe ceva Flutur. De voturi. Nu strângea Ion Lungu încă 8.000 și ceva de voturi pentru Gheorghe Flutur. Am mai discutat aici. Principala cauză este aceea că a fost aurul scos din joc de PNL. Și toate voturile s-au dus la PSD. Acolo sunt 13%, da? 13% din voturi. Aia, adică cam, după aia, cam cele 8.700. Păi așa, supraexpunere și sunt mai multe chestiuni, dar asta că Luci Harșovski este vinovat... A contribuit un pic, dar nu dar esențial. Nu, tăi, și dacă nu erau 8.000 de voturi și erau 6.000 de voturi, ce? Care e problema? Tot pierdem. Hai. Dar aici, evident... Bine, e pentru prima dată când în municipiul Suceava Gheorghe Flutur, candidat la președinția Consiliului Județean, are doar cu 290 de voturi are, în fața principalului contracandidat. Să spunem că Ion Lungu, dacă era, aducea mai multe voturi. Să spunem. Să presupunem că nu poți să compari anul electoral 2020 sau 2016-2012 cu anul electoral actual. Dar țintit pe primăria Sucevei, da. Acum că Ion Lungu a trădat și că nu i-a făcut campanie lui Lucian Harșovski. Aici au fost două școli de gândire. Dar a biruit mai mult școala de gândire care spunea că Lucian Harșovski nu trebuie să-și asocieze imaginea cu cea a lui Ion Lungu. Pentru că lumea spune, stai mă, dar ce schimbare facem noi dacă vine prințul moștenitor, cum i-a zis Damian Cușnir. Și de aceea n-a fost Ion Lungu, nu știu dacă și-a dorit foarte mult să fie alături de Lucian Harșovski, dar nici Lucian Harșovski nu și-a dorit tare mult să fie alături de Ion Lungu. Da? Adică aici s-a jucat, n-au știut cum să o gestioneze. Mă, dacă apare Ion Lungu lângă mine e rău, dar dacă nu apare lângă mine nu-i mai rău? Nu, mai rău e dacă apare. Asta și-a a fost biruit, concluzia. Și a biruit școala de gândire, nu, nu ne lipim de Ion Lungu. Și Ion Lungu nu putea să aducă, că nu i-a dus voturile pe care le avea el. Ion Lungu nu putea să le ia cu lopata dintr-o parte să le pună în altă parte. Dar este acuzat că i le-a dat lui Vasile Râmbu. Da, dar nu le-a luat cu lopata. Că Ion Lungu a tras pentru Vasile Râmbu de la un anumit moment, poate să fie adevărat și cred că este adevărat. Știu și eu lucrul ăsta. La gura Știu și eu lucrul ăsta, dar... În momentul în care mie îmi trage un șut în fund, eu ce să fac? Să stau, să-mi dai și un cap în gură? Sau ce să fac? Adică s-a dus și Ion Lungu. Na, și Ion Lungu e de 20 ceva de ani în politică. E un supraviețuitor în și politică. Și în politică asta se practică, trădarea. Așa se practică. Iar la trădare se răspunde păi, cu? Trădare. Dar nu știa cu câțiva ani când era Ion Lungu cocoțat pe benere electorale cu Victor, Victor Ponta. Păi dacă atunci s-a cocoțat cu Victor Ponta pe bannerul electoral, de ce nu s-ar fi cocoțat acum, dar nu în văzul lumii, cu Vasile Râmbu?
De ce nu? Adică, care e surpriza? Și atunci nu au fost discuții că va fi exclus din partid Ion Lungu, adică cum au fost astăzi la gura humorului. Da, din punct de vedere uman, te gândești, mă, dacă mă dai la o parte, dă-mă cu blândețe, știi? Nu mă brusca, asta este. Și după 20 ceva de ani să vin să mă scoți ca pe un pisic din ăla, ca pe un cățeluș plouat, să mă scoți din casă, să mă ții în fața porții. Și dacă eu stau în fața, stau în ploaie, mă duc și eu la vecinul, că ăla îmi dă și de mâncare sau nu știu, mă duc și la ea. Și când mă duc la vecinul, mă duc și cu zestrea de purici pe care am, ca și câine, zic, nu? Adică, da, deci a fost o chestie aici, toată lumea, deci a fost o trădare la maxim, cred că am zis un și el. Un concurs al trădărilor. Un concurs al trădărilor, s-au trădat unii pe alții. Și... asta cu că Ion Lungu sau poftim, acțiune și reacțiune. Acțiune că... și reacțiune, da, adică este firesc. Da, acum chiar dacă Ion Lungu ar fi apărut, dacă Ion Lungu apărea cu Lucian Harșovski peste tot, știi? Ar fi fost vinovat și Ion Lungu pentru o eventuală înfrângere. Mă, v-am zis eu că nu e bine să ne asociem imaginea cu el, de-aia am pierdut. Bine, viceprimarul Harșovski n-a negat niciodată că el și-a făcut campania electorală așa cum a dorit el. Da, păi n-a s-a asociat cât a vrut, s-a disociat cât a vrut, l-a luat unde a vrut, l-a, păi, l-a da, lăsat păi când nu l-a dorit. Da, eu nu cu ce să spună că el vinovat că n-a câștigat Lucian Harșovski. Păi ce, România, dacă o se, cum o se facă de râs la campionatul european, o să spună că e vinovat Pui Iordănescu? Tata selecționerului Edi Iordănescu? Nu, tu ești vinovat. Și ce o să-i spună? Bă, dar de ce n-ai venit cu taică tu să-ți... te înveți acolo? Da, bună, asta chiar e o... Păi nu, dar ce o să spună că Pui Iordănescu e vinovat? Piedi este vinovat, nu taică-s-o e vinovat, nu, ce naiba? Adică și așa aici, e vinovat? Despre ce vorbim? Dar Pui Iordănescu n-a făcut nu știu ce pentru echipa adversă. Nu, dar am zis așa, știi, mi-a venit acum că tot se apropie campionatul european și am azi să mergi tu să-l dai pe un lungul afară din partid. Asta s-a discutat la Gura Humorului. Păi la Gura Humorului a fost scandalul de pe lume astăzi. Pentru că la Gura Humorului mai trebuia să fie o discuție. Că astăzi am făcut interviu cu Bogdan Loghin, primarul de la Rădăuț Realesu, și mi-a spus că a fost trădat de Dumitru Mihalescul, căruia vrea să-i se spună consul. Consulul? Da, dar el e consul, știi, penibil, adică prâsul lumii, adică Dumitru Mihalescu... De ce nu Pontele? De ce nu? Nu, stai mă, dar nu știi. Este o explicație? Păi da, există, pentru că Dumitru Mihalescu, fostul deputat... Că e Republică, să zici. De la Rădăuț, e consul onorific al Republicii Coreea în România. A, mă gândeam că vrea să fie consul păi onorific al Republicii Rădăuț. Păi nu mă, stai un pic, dar și e de râs. Ce consul onorific e Dumitru Mihalescu de la Rădăuț? Consul onorific, a venit cu niște ceaiuri și cu niște oale țepta sau nu știu care din Coreea de Sud. Să pun urdeaua, să el e consul onorific. Și vrea să-i se spună consul. Și eu știu de mult că Dumitru Mihalescu l-a carotat pe Bogdan Loghin. Există zvonul ăsta, într-adevăr. Păi nu că e. Și a zis azi, clar. Deci ar fi fost Bogdan două sacrificii Loghin astăzi. Că va cere ca Dumitru Mihalescu, care el umblă, domnul Mihalescu, vrea iar deputat, visează, cai verzi pe pereți, acum vrea deputat să-l dea afară din partid și pe bună dreptate, că s-a comportat urât. A mers pe la niște adunări și a spus că Bogdan Loghin să nu fie, să fie Traian Andronache. Și, sau, dacă nu, măcar în ultima clipă, să fie domnul Boleacu. Da, bun, și asta. Dar nu intrăm în discuția asta pentru că n-a fost pe listă. Da? Da. Dar a tras pentru Traian Andronache în detrimentul lui Bogdan Loghin. Sau a tras împotriva lui Bogdan Loghin ca să-l ajute pe Traian Andronache numai să nu ia Bogdan Loghin. De aceleași lucruri e acuzat și Ion Lungu la Suceava. Stai ușor. Dar nu l-a dat nimeni pe Dumitru Mihalescu, nu l-a îmbrâncit pe scări ca să... Hai mă, nu comparăm asta. Deci nu comparăm. Și mi-a zis domnul Loghin, zic, da, a avut susținător la dumneavoastră, păi inclusiv consilieri de-ai mei au fost cu el. Adică acolo trădare maximă. Și trebuia să se... Domnul Loghin, eu am făcut dimineața pe la 7 și ceva interviu, 7 jumate, și știam că e la 10 întâlnirea la Gura Humorului, plecase să spună și asta. N-am mai apucat pentru că... lui Ion Lungu. Mă, dar cum, Cătălina, hai să discutăm așa. Ion Lungu, cu bube, cu rele, Prelipca, ce vrei tu, că nu e bun, că n-a făcut, că nu știu ce, ca așa. Mă, dar 20 de ani a fost primar. S-au pozat până în ultima clipă cu el. Tot partidul, primarul nostru, performantul primar al Sucevei, noi, administrația liberală, nu vă întoarceți la socialiști.
exemple de bune practici, prostia asta de expresie, exemple de bune practici în România, Suceava, liberal, Clujul, Oradia, 100 de orașe, toată ziua, europene. Când la polivalentă, cine a mers, mă, să se pozeze cu Ion Lungu? A mers eu? A mers Vasile Râmbu? A mers Dan Marcu de la Rădăuți? Cine s-a pozat? Gheorghe Flutur, Ioan Balan, Luci Harșovski, toți la sala polivalentă. Acum o săptămână, nu și-au făcut poză împreună? Performantul nostru, îi mulțumim domnului Ion Lungu. Lucian Harșovski, îi mulțumesc domnului primar pentru ce a făcut. M-a învățat. Dacă exista joaca asta paralelă, se știa deja despre ea. Se știa, de ei au jucat teatru până în ultima clipă. Toți, era o fericire, o veselie, un exemplu de bune practici. De bune conviețuri, de prietenie. De ce extraordinar. Stai, mă, și vii peste o stână și spui că îl dai afară pe primarul municipiului, reședință de județ. Îl excluzi din partid, iar Gheorghe Flutur, da? Pentru că la el revine această prerogativă statutară, că vorbim despre statutul Partidului Național Liberal, statut. Ar trebui să inițieze demersurile pentru această procedură. Dar se fac de râs. Bun, și așa. De excludere, dar cum, din partid. Dar se fac de un penibil impecabil. Cât, bă, am mii, nu mii, sute de fotografii cu echipa liberală de la Suceava. Cu exemple de bune practici. Cei trei, practic. Toți, era o veselie, tot. O seriozitate, o competență, era toată concentrată. Și tu acum vii și îl dai afară? Gheorghe Flutur a vrut și el să-și dea demisia, dar l-a rugat partidul să mai stea. Asta ca la Ceaușescu. Când în 17 decembrie, când a spus Nicolae Ceaușescu că pleacă, nu știu care, s-a ridicat și a zis: nu plecați, domnul secretar general, sau Tudor Postelnicu, sau nu știu cât. Și în 4 zile a picat. Ce e că l-au rugat? Da. Gheorghe Flutur trebuie să rămână președinte. N-are cine să fie altcineva președinte la județ. Deci nu este nici unul cu anvergura lui Gheorghe Flutur. Ca decât să fie... Ion Lungu. Nu, hai să... Bun, Ion Lungu are relații, e prin vicepreședinte la aia cu AMR-ul. Asociația Municipiilor din România. Se știe cu o grămadă de primari, cu 20 de ani, se știe pe la ministere. Dar eu spun că așa în plan public, ca notorietate la nivel național, fiind președinte la județ, o notorietate nu are nimeni ca Gheorghe Flutur. Bun, dar au mai fost Vasile Blaga, au mai fost ce cu Vasile Blaga? Domnul Petrache, oameni care aveau notorietate foarte mare și care la un moment dat au făcut un pas. Bun, nu, dar eu zic de județul Suceava, adică un din PNL Suceava, un personaj care să aibă anvergura națională a lui Gheorghe Flutur, că nu discutăm doar de județul nostru, da? Nu există acum. Hai să fim serioși. Ți-am zis, Ion Lungu, la nivelul relațional, în lumea lor, este foarte cunoscut. Dar pentru marele public, Gheorghe Flutur este singurul cunoscut. Și normal că Gheorghe Flutur trebuie să rămână președinte, pentru că el a luat bătaie. Dar vedem și contextul care a fost, ți-am zis ieri, când am făcut și cu domnul Tănase, Stelian Tănase, a spus și alianța cu PSD-ul, a adunat, dar n-a pierdut numele. 6 președinți de la PNL au pierdut alegerile. La Maramureș a fost halucinant înfrângerea. Și domnul Flutur are un număr foarte mare de voturi. Adică nu poți să spui că dacă avea... Dintre candidații PNL, cel mai mare din țară. Păi na, dacă avea PSD-ul 50 și Gheorghe Flutur 30. Doar că și bătaia pe care a luat-o la tur la un număr foarte mare de voturi. Păi nu, da, deci el trebuie să rămână. Normal, de asta că l-a rugat. Asta numai la Tudor Postelnicu sau cine făcea. Și evident că el are susținere în continuare, Gheorghe Flutur. În ceea ce îl privește pe Lucian Harșovski, el a decis să rămână după încheierea actualului mandat, să rămână în Consiliul Local. Nu vrea să ceară nicio funcție, nici cea de viceprimar și nici una la alegerile din toamnă. Ba din potrivă, vrea să facă opoziție în Consiliul Local, spre deosebire de ce a spus Ion Lungu, că s-ar putea să fie o coaliție PSD-PNL în Consiliul Local. Că s-ar nu putea este să fie o coaliție, dar Lucian Harșovski și-a dorit atât de mult, dar eu rămân la... Un fel de Dan Kușnir, varianta liberală. Nu, nu are legătură. Eu rămân la credința mea, intuiția și informațiile pe care le am, că joaca s-a făcut la București și că Lucian Harșovski a fost folosit. Adică, că, deci eu rămân la asta, poți să-mi spui tu, zic o prostie, dar e a mea. Da? Adică, la București s-a stabilit ca PNL să câștige Consiliul Județean,
iar PSD să câștige primăria Suceava, da? Și cum să câștige? Ion Lungu presupunem că avea șanse mai mari să câștige. Dar alta a fost chestiunea, dincolo de lucrul ăsta, că pe Ion Lungu ei numai în poze veneau. Așa, dar ei se, tot nu se iubeau, numai de ochii lumii, circ. Ideea a fost următoarea, dacă te uiți atent, nu trebuie să fii foarte special. Repet asta, campania electorală a PNL-ului s-a axat foarte mult pe tineret. La Luce Harșovski, în municipiu, a fost number one, dar și la Gheorghe Flutur s-a axat pe tineret o componentă. Cu manifestarea aia de la început cu tineretul, cu să veniți, cetate, așa, cu dezbateri cu tineretul. El, aducându-l pe Lucian Harșovski, a crezut că aducându-l candidat, poate să împrumute din tinerețea lui, din punct de vedere al imaginii, și astfel tineretul va veni să-l voteze pe dumnealui la președinție și pe la Consiliul Județean. Doar că tineretul n-a venit deloc. Asta a fost o mare gafă. Și nu, încă nu se învață cei din politică, tineretul nu vine la vot. Nu vine. Punct. Și asta a fost o chestiune. Ori Luci Harșovski a fost, dacă la început, nu știu dacă a fost, dar încurajat să-l dea la o parte pe un lungu pentru a avea de unde să se sugă imaginea asta pentru tineret. Asta a fost una dintre șmecherii, unul dintre motivele pentru care s-a ajuns aici. Ori a fost o politică falimentară. Deci eu rămân. Consiliul Județean trebuia câștigat de PNL și primăria de PSD. Cu punct și virgulă. Într-o ecuație națională, punct unde și s-au virgulă, mai făcut rocuri de astea și în alte județe. Da, bineînțeles că s-au făcut rocuri. Punct și virgulă. Adică, nu uite că am făcut aranjamentul să iasă, să ieșiți voi PSD-ul. Dar în sufletul, bă, bine ar fi să luăm și primăria, știi? Și, bă, noi am cercat, dar nu s-a putut. Așa cum aici la județ, bă, pune și tu pe unul așa la... Hai, că-l punem pe Gheorghe Șoldan. Și așa vrea. Și în gândul lor, bă, am vrea să câștigăm și în județul și primăria. Da, uite, am câștigat. Bă, noi l-am pus, dar vezi că am câștigat, n-avem ce face. Da, dacă cu el n-ați putut câștiga. Da, da, asta nicio. A fost, asta a vrut lumea, n-avem. Deci asta a fost, ăsta, știu mă, să-l dai afară pe un lungul și pe Luci Harșovski să-l cocoșez și așa e. A, nu îl mai cocoșa. Într-adevăr, e vinovat, așa, dar... Dar există viață și după campania electorală. Bineînțeles. Păi, cumva dar la fi... asta face apel și Vasile Râmbă. Și numai încă o chestiune. Ar fi liberalii, s-ar face total de râs dacă l-ar da pe Ion Lungu afară. Total. Cred că e implozie. Ar fi implozie. Dar nu, n-ar fi implozie. Că zici, a fost, n-a s-a dus. Mă, dacă ai imagine. Ați venit bot în bot în fiecare zi și mi-ați explicat mie cu bune practici cu aia și acum ce? S-ar face de râs. Și asta că Vasile Râmbo a spus astăzi... A reacționat că s-a trecut deja pe tărâmul speculațiilor, că referitor la preluarea, la mandatele din Consiliul Local, e prematur să se pronunțe, da, cu majoritățile, cu cine face. Ați zis că mai sunt până la preluarea oficială a mandatelor 3 luni de zile, în care vor gândi o formulă de guvernare locală care să performeze. Deocamdată nu s-au luat decizii în privința posturilor de conducere ale primăriei Suceava. Dincolo de euforia victoriei, pregătește măsurile care să răspundă doleanțelor oamenilor și are toată încrederea că administrația locală va asigura aplicarea măsurilor necesare, da, unui nou început și că Suceava nu va fi abandonată unor interese personale sau de grup. No, deci comunicatul a apărut ca urmare a faptului că domnul Lungu a spus că ar putea colabora cu domnul Râmbu și se confirmă zvonul ăla că cei doi au negociat să-l pună pe Ion Lungu city manager, da? Că asta ar fi fost trocul. Uite, eu mai vorbesc cu, dau niște telefoane pe la directorul de școală, la pensionarii mei și pe la bazar și o să meargă oamenii să te voteze și dacă așa ești, mă pui și pe mine administrator. City manager, care e o funcție existentă. Executivă. Făcută acum câteva luni, exact, dar nu este ocupată. Bun, și na, domnul Râmbu, ce vreau să spun? Presupunând că există înțelegerea asta, era normal să reacționeze pentru că suntem la cald. Noi suntem la cald. Dar în politică nu se spune niciodată da sau nu, nu și da, nu e da. Deci nu spune. Nu, nu e nu. E scăldată bine acolo, dar semnalul este că nu. Dar e învelit așa într-o scăldătoare. Că nu ce? Că nu o să-l pună. Dar nu e ferm. E scăldată. Și
Cătălina, suntem la cald, e și cald afară, până în octombrie, până se pune aia. Se duc oameni în vacanță. Lumea se relaxează, se mai liniștește și nu e obligatoriu să-l pună în octombrie, poate să-l pună după ce trec alegerile generale, în decembrie. Și dacă lumește și o să vină, bă, l-ai pus pe lungul, pe ăla... Băi, cine știe mai bine ce ai început în Suceava? Nu, dar stai un pic, mă, conduci tu orașul. Păi nu m-ați ales să conduc. Și sunt niște proiecte în derulare, începute de Ion Lungu, care au mers pe la CNI, pe la diferite ministere. Sunt drumurile bătătorite. Unde să mă duc eu acum să încep să învăț ușile pe acolo și funcționarii? Că funcționarii rămân tot aia, indiferent de rezultat. City manager, eu sunt primarul, eu sunt strategul și city managerul e cu aia. Executiv. Te duce acolo, face, care, și că o să comenteze, da. Și dacă comentează ce? Cumva că ne latră caravana trece. Păi stai un pic, că e începutul mandatului și da, a zis cineva că vrea Vasile Râmbu al doilea mandat și că se gândește la asta. Ideea se facă niște chestii în oraș. Cum a zis, nu? Nici nu s-au încheiat bine alegerile și ți-a trecut pe tărâmul speculațiilor. Păi da, și da, pe ce tărâm să se meargă? Pe tărâmul de poveste sau pe care tărâm? Asta e. Lumea vorbește, se știe că s-au dat telefoane, că s-a făcut, că e supărare, că e... sunt orgolii și că aia și că aia. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi și concediu plăcut. Mulțumesc.